căpătul. Ne-am reîntors alături de un personaj, am putea spune, o doamnă foarte drăguță, pe care chiar voiam să o cunoaștem personal. Cred că este pentru prima oară când eu personal te văd, Gabriela Lucuțar, sau Regina Întunericului, așa cum ești cunoscută publicului larg. Bine ai venit la noi, Gabriela. Bine ai venit la noi. Eu m-am îmbrăcat corespunzător, nu știu dacă vedeți. Eu o sfidez puțin întunericul în seara aceasta, dar... Ești știi... pata de culoare. Da, dar oricum, negru este o culoare elegantă. De fapt, nu este culoare. Este, nu, o non-culoare, practic, care exprimă eleganța, aparte de orice lucru am vrea noi să spunem sau să credem. Pe de altă parte, viața ta, o viață frumoasă, o viață interesantă, care, din păcate, se lovește și de lucruri mai puțin plăcute. Nu cunoșteam până acum foarte mult familia sau partea aceasta mai personală, dar iată că ai ajuns și într-un impas. Așa am citit în presă despre tine, da? Și despre faptul că ai o familie, ai 3 copii frumoși, dar din păcate ai ajuns la divorț. Cum s-a produs celebritatea, separarea? Ce anume a deranjat relația voastră? E prima întrebare, care vine firesc. Sunt celebră de când m-am născut. Da, dar știi cum e, odată cu aparițiile, poate se mai pune acolo o cărămidă și lumea zice după aia, opa. Nu, eu nu cred că ăsta a fost motivul, ci simplul fapt că atunci când doi oameni nu mai rezonează și... Nu se mai iubesc, să nu ne fie frică de vorbe. Da. Da, nu, ați simțit că nu vă mai iubiți, pentru că așa... Da, așa este. Am văzut că ai spus la un moment dat că dacă simțim că nu ne mai iubim, mai bine să mergem fiecare pe drumul nostru, nu? Mi se pare normal, pentru că noi chiar dacă avem 3 copii împreună, 3 copii minunați... Să vă trăiesc, doamne. Mulțumesc asemenea. Nu au de ce să sufere copiii dacă părinții nu se mai înțeleg. Ai simțit că suferă copiii? Nu știu, poate faptul că voi... Răceala noastră, mai... da. Da? Da, copiii au simțit... Au simțit în casă răceala noastră și atunci erau certuri, am crezut că nu e drept. Vă certați? Și copiii erau... Nu, că noi nu suntem, cel puțin eu nu sunt conflictuală, nici el nu era conflictual. Dar în ultimul timp, într-adevăr, nu pot să spun că ne certam, dar ne călcam. Tu ai încercat să salvezi căsnicia, din câte am citit așa puțin. Practic vreo 2 ani de zile ați tot încercat să vă mai dați șanse peste șanse, dar ați ajuns la concluzia că nu se mai poate. Cum v-ați despărțit până la urmă? Pentru că înțeleg că la început a fost cu tribunalul, apoi a fost cu notarul. Da, pentru că... Vedeți, la un moment dat, la momentul la care ajungi în instanță, lucrurile degenerează și nu am vrut pentru copii. Și devin și publice. Și devin și publice. Da. Dar de ce nu ați mers la notar din prima? Pentru că nu ne-am înțeles. El nu a acceptat faptul că tu i-ai cerut divorțul, practic? Sau da. Care a fost mărul discordiei? Banii? Afacerea, poate, pe care o credeți întotdeauna, pentru că eu sunt foarte asumată și sinceră, cred că totul pleacă de la bani. Banii care nu-s deloc puțini. E un business destul de important, nu? Și cu eu am luptat pentru această afacere, pentru că este ceea ce iubesc eu. Iubesc copiii foarte mult și... categoric afacerea pe care o dețin, pentru care am pus foarte mult suflet, pe care am pornit-o de la zero. Afacerea și... cu pompe funebre. Da. Această afacere în care tu ai investit foarte mult suflet și... Și foarte multă muncă. Și foarte pasionată, pentru că eu ți-am tot urmărit așa interviurile de-a lungul aparițiilor tale publice și se vede că vorbești cu foarte mare drag despre tot ceea ce tu faci și până la urmă e minunat să poți să faci și să-ți iasă și bani din business-ul tău. Este un business în care tu ai muncit mai mult sau este ceva ce ați clădit împreună ca și familie? Pentru că așa, citind un pic de-a fi rapăr, înțeleg că el e cel care nu prea a administrat bine afacerea și din cauza lui s-au pierdut destul de mulți bani, din ce am înțeles. Ideea este că munca fizică am depus-o eu și el a fost în spatele meu cu cu suportul unui bărbat. Suportul unui bărbat, și anume, ca să înțeleg și eu ce... Suportul unui bărbat atunci când lucrurile devin grele. Să ne înțelegem. Da, când lucrurile devin grele, când există impasuri și bărbatul ajută, nu?
Da, nu a fost așa. A fost un business pe care l-ai pornit singură sau împreună cu soțul? A fost un business pe care l-am gândit singură, pe care l-am pornit singură. El lucra la momentul acela altceva. Unde sunt acum, sunt datorită mie, forței mele, determinării mele și pentru că așa a vrut Dumnezeu. Da? Eu am pus foarte mult suflet aici și pun în continuare, mă dedic foarte mult meseriei mele. Este o meserie foarte delicată. Este delicată, într-adevăr. Și ușor controversată puțin, dar pe de altă parte e ceva firesc ce se întâmplă în viața. Din ce înțelegem noi, pare că soțul tău nu te-a ajutat aproape deloc la business. Chiar dacă ai spus la... că a fost acolo. Business nu. Tu spuneai că te săturași să fii și mamă, și om de afaceri, și bărbat în casă și că nu te mai simțeai iubită. Treaba asta cu și bărbat în casă mă face să mă gândesc că tu erai cea care aducea banii exclusiv. Așa este? Adică, dacă tu joci toate rolurile într-o relație și într-o căsnicie, e clar că la un moment dat ea se va fi terminat. A avut și el suportul lui. Eu n-am să-l vorbesc niciodată de rău. Este tatăl copiilor mei. A avut și el aportul lui, dar întotdeauna a fost împins de la spate de către mine. S-a ocupat mai mult de copii? Pentru că tu, făcând atât de multe lucruri, bănuiesc că de copii a fost mai greu să te ocupi. Nu că nu te-ai ocupat deloc, dar a fost mai greu. Probabil că el a compensat rolul ăsta de mamă, să spunem așa, între ghilimele, și a devenit cel care a avut grijă de copii, deși nu este o rușine în ziua de azi ca și tatăl să participe la creșterea copilului activ. Am avut bună. Ți-a avut bună. Deci tatăl mai puțin. Eu consider că atunci când îți faci timp și îți duci copiii în parc, eu neavând timp pentru lucrurile acestea și vrei să îți petrești timp cu copilul tău, cu copiii tăi, îi scoți mai mult în parc sau măcar o dată pe săptămână sau vrei să ieși la un restaurant. Noi am avut această problemă pentru că lucrurile în timp s-au deteriorat și nu dintr-o dată. Clar, nu pentru simplul fapt că am fost eu persoană, că sunt acum persoană publică sau sunt persoană publică datorită meseriei mele, datorită ceea ce fac, adică am demonstrat ce pot eu face ca femeie. Mie îmi plac femeile puternice, eu iau exemple de la femeile care reușesc. Sunt bărbați care nu reușesc în afaceri cum reușesc femeile. Le felicit pentru asta. Și atunci timpul pe care noi nu l-am petrecut ca și familie și nici el nu a acordat foarte multă atenție acestui detaliu, ne-a dus în acest punct. El s-a reproșat vreodată faptul că tu aloci mult prea mult timp business-ului? Fiind foarte pasionată și implicată în ceea ce tu faci, mă gândesc că poate au fost și momente în care ai uitat de viața voastră de cuplu. Nu avea cum să-mi reproșeze, nu mi-a reproșat, pentru că știa că este tot ceea ce iubesc. V-am spus, în afară de copii, da, meseria pe care o fac este totul pentru mine. Deci nu avea cum. Așa am putut să creștem copiii prin munca mea. Și așa am ajuns aici. Acum s-au speculat niște sume. S-au speculat niște sume mari pe care voi le-ați avut de împărțit. O avere de aproape 3 milioane de euro. Cum s-a împărțit? Cum s-a împărțit toată această avere? Pentru că vorbim de o sumă uriașă. Poate și bunuri? Vorbim de bunuri, nu de... De bani cash. Eu n-am făcut socoteala niciodată și nu cred că este s-a ajuns la suma asta. Dacă aș avea 3 milioane de euro, aș fi și eu încântată. Dar sunt bunuri care valorează destul de mult, nu? Cred că nu valorează, nu. Nu știu, am văzut și eu în presă că o să fac niște calcule, dar nu. Bine, se contabilizează oarecum business-ul în sine. Cam cât ar valora dacă ai vinde business-ul, sigur că nu banii. Categoric, da, categoric. Adică un brand pe care îl lansezi, o firmă, dacă vrei să o cumperi ca și franciză, să zicem, dar dacă ai vinde tot ăsta, probabil că ar ajunge la o sumă destul de mare. Uite, a venit odată Horațiu la mine în casă și mi-a luat interviu. Cu lebede. Da, cu lebedele și mă și întreba unde este, că nu era soțul acasă, pentru că, repet, la noi s-a deteriorat de ceva timp și mă întreba de... Te așteptai ca soțul tău să fie mai casnic în momentul în care tu spuneai că faci business? Nu, mă așteptam să fie mai bărbat.
Ce înseamnă să fie mai bărbat? Un bărbat în casa căruia femeia e cea care e puternică și își dorește să fie, să fie un semi-bărbat, da? În vremurile vechi. Adică cea care conduce. Ce ar fi putut să facă? Să se lupte cu tine pe supremație? Să mergeți amândoi, să plecați amândoi în același timp și să luptați cot la cot? Dar atunci probabil că familia ar fi avut mai, sau copiii voștri ar fi avut mai puțin de câștigat. Să mă ajute mai mult atunci când eu efectiv eram lipsită de puteri din cauza că am muncit foarte mult și muncesc în continuare și noaptea și ziua și de Crăciun și de Paște și la momentul la care el s-a simțit foarte obosit în ultimul timp și am simțit că trag singură, atunci am zis că dacă totuși așa îmi dai impresia că sunt singură, să fiu singură. Da, nu cred că degeaba te întreba, Andrei. Nu crezi că tu ai intrat prea mult în energia masculină și nu crezi că el s-a simțit puțin dat la o parte? Adică rolul lui de bărbat părea că nu... Posibil și numai, asta. Posibil și asta. Nu și mai poate exercita niciun dar fel, dar fiindcă tu preluasești adică, tot din ceea ce ținea... Da, înțeleg, dar s-a complăcut în situația asta, nu? Adică părerea mea, nu știu... Pentru că știm că el la tribunal a spus că a fost victima din această căsnicie. La ce crezi că s-a referit? La ce crezi că s-a referit, da. Victimă, nu? Așa a spus. Da, eu am spus tu că știi. Este culpă comună. Uh-huh. Da, ați pentru că atunci... Ați încercat să faceți terapie de cuplu, să salvați relația asta, nu știu, mergând la un specialist care să vă spună, băi, uite, poate îl lua și tu mai moale, poate îl strune, sau poate îl ajungi și pe el să ajungă la un nivel mai ridicat. Ați încercat în vreun fel să salvați căsnicia sau pur și simplu s-a pus punct pentru că nu credeai că mai e vreo variantă de împăcare? Nu am încercat multe variante, într-adevăr. Nu am fost la terapie de cuplu. Îmi pare rău că trec copiii prin... Sincer, nu m-aș fi gândit niciodată. Eu am vrut această familie. Am vrut 2 copii, Dumnezeu mi-a dat 3, ne-a dat 3. Singurul lucru pe care regret este că copiii acum sunt au trecut prin acest divorț și sunt fără tată. Nu-ți pare rău că n-ai stat mai mult lângă ei? Pentru că sunt momente și clipe care nu se mai întorc niciodată. Adică banii se mai fac, nu știu, poate business-ul mai poți să-l pui pe picioare, dar perioada asta a copiilor în care puteai să stai cu ei nu mai vine niciodată. De câte ori am avut ocazia să stau cu ei și nu am fost angrenată în muncă, de atâtea ori am stat și mi-am petrecut timp cu ei. Dacă îmi pare rău, probabil că îmi va părea mai târziu. Acum nu simt că, virgulă, copiii sunt supărați pentru lucrul acesta. Din contră, mă susțin foarte mult. Da, ei s-au obișnuit, au crescut așa și s-au obișnuit. Bine, pe de altă parte tu spui că ei au rămas fără tată, dar nu, tatăl lor este în continuare alături de ei, bănuiesc, adică nu se mai implică absolut deloc. O spui ca și cum ar fi dispărut complet din viața lor, cel puțin. Am spus că nu vreau să intru în detalii foarte... Pentru că nu vreau sub nicio formă să... Este alegerea fiecăruia. Eu sunt lângă cei 3 copii. El vine când poate. Poate des sau poate rar? Poate mai rar, dar... Mai rar. Poate va putea mai târziu. Există și o a treia persoană care a intervenit în... între voi, poate și acesta ar fi fost motivul, poate o altă femeie care l-a distras de la viața de cuplu. Nu cunosc acest detaliu. Pare că sunt și lucruri pe care evident nu ni le pot spune și noi vă respectăm și îți respectăm intimitatea și nu vrem să intrăm mai mult cu bocancină în sufletul tău. E clar că nu este un moment foarte ușor cel prin care treci și cu toate că în fața noastră ești o femeie puternică care a reușit să clădească un business de succes, iată că există și lucruri care te rănesc și practic tu în seara aceasta ne-a arătat că ești pe de o parte și o femeie independentă și puternică, dar pe de altă parte și femeia sensibilă. Sunt care iată sensibilă, are și ea anumite butoane pe care dacă apeși
pot curge lacrimi. Ce să zic, ne dorim totuși să intri pe făgașul cel bun și să-ți găsești fericirea și echilibrul, chiar dacă cu siguranță nu e un moment foarte bun în viața ta. Sunt foarte fericită și liniștită și deciziile pe care le-am luat întotdeauna, chiar dacă au fost puțin greșite, le-am îndreptat să fie și nu am regretat niciodată nimic. Niciodată nu am avut regrete. Probabil că așa a vrut Dumnezeu. Am un aport în treaba asta și el la fel. Păcat pentru acești trei copii, nu trebuiau să treacă prin așa ceva, dar dacă așa a fost să se întâmple cum e, viața merge, nu... viața merge înainte, da. Și tu o știi prea bine. Gabriela, mulțumim pentru faptul că ai venit această seară la noi și te mai așteptăm cu mare drag. Noi luăm o